Sincer, nu m-am gândit. Nu m-am gândit la această întrebare. Probabil din cauza că nu prea am aceste fobii. Dar poate una totuși este. Cred că fobia cea mai mare este frica sau nu frica, dar faptul că nu voi reuși să-mi îndeplinesc atribuțiile bine, faptul că nu voi avea timp să-mi îndeplinesc toate cele puse în față și nu voi reuși să realizez sarcinile puse în față în timpul oportun. Probabil, nu știu, poate nu este o fobie, poate este așa o temere, deci că nu le voi reuși să le fac pe toate, probabil asta. Dar, în general, fobii în sensul clasic, probabil, nu prea sunt. Care este locul de vis pe care vreți să vizitați? Locul de vis, cred că totuși este Republica Moldova, peste vreo 70 de ani și aș vrea să ajung să pot vizita peste această perioadă. Ce telefon mobil, iPod utilizați? Eu utilizez două telefoane mobile care nu sunt noi, sunt niște telefoane pe care le utilizez deja de aproape 3-4 ani. Un iPhone generația prima generație, deja puțin ros, puțin chinuit, dar care mă servește de mult timp și nu am de gând în timpul apropiat să-l schimb. Și o Nokia, de asemenea, de vreo 2-3 ani, care îmi servește de mult timp și sunt destul de satisfăcut, adică nu caut ceva nou, deoarece sunt doar niște tehnici de comunicare, doar atât. Păi eu am o mașină de mână a doua care are o vârstă deja de peste 8 ani și la moment îmi convine, deci nu mă gândesc să o schimb în timpul apropiat. Am un BMW seria 3 și faptul că este diesel și într-adevăr pentru condițiile actuale, deci sunt satisfăcut. La mașină de vis nu m-am gândit, adică nu am ceva deosebit, deoarece eu consider că automobilul este doar o sursă de deci nu este un mijloc de lucru, deci doar un mijloc de transport. La moment cu regret nu am timp să practic sportul, sincer, chiar cu regret spun, deoarece când am fost în anii studenții și când am activat în cadrul președinției și am avut mai mult timp liber, într-adevăr practicam sportul, deci ciclismul am practicat înotul, am frecventat des sala de forță. Sincer, acum, dat fiind că îmi ia foarte mult timp activitatea, nu reușesc, dar sper foarte mult să reînnoiesc cel puțin frecventarea regulată a bazinului și sălii de forță. Ce haine preferați, de marcă internațională sau națională? Sincer, nu sunt persoana care să mă dedic și să atrag foarte mult atenție la mărci, la branduri. Eu port haine clasice și rare ori îmi iau hainele de la piață, adică nu caut careva mărci deosebite, dar când am posibilități să călătoresc cu serviciul peste hotare, atunci sigur că nu pot să nu îmi iau niște haine, deoarece, în primul rând, mai ales în Statele Unite, când am fost de două ori, mi-am luat foarte multe haine, care sunt și haine de firmă, branduri, și care sunt mai ieftine decât la piața centrală, decât la noi. Ce plan de viitor aveți?
planurile de viitor, sigur că, în primul rând, să-mi continuu activitatea activă în susținerea echipei din cadrul partidului, să-mi continuu activitatea activă, deci, legislativă, vreau să ajut echipa și alte planuri de ordin profesional decât cele, cred că nu sunt, și sigur că un scop de bază, totuși vreau să-mi finisez propria, să-mi ating scopul de bază, totuși să finisez propria locuință, de care deja de vreo 4 ani tot lucrez, muncesc mult pentru a realiza acest scop, și sigur că poate încercăm și să găsim timp și pentru a întemeia o familie. Ce sunt prietenii dumneavoastră? Am foarte puțin prieteni. Am un prieten adevărat cu care ne cunoaștem de mai bine de 20 ceva de ani. Mai am câțiva prieteni foarte fideli de care ne cunoaștem de foarte mult timp, indiferent de statutul social. În rest, probabil sunt mai mult colegi, cunoscuți, dar sunt prieteni care nu au nicio legătură cu activitatea mea profesională. Când se căsătorește? Când va găsi acea persoană cu care va fi gata să îmbătrânească. Eu am mai răspuns la această întrebare și vă răspund și dumneavoastră. Da, eu am o iubită, eu știu că ea există, eu știu că ea este a mea și eu numai decât o voi întâlni.